cu tractorul cumpărat de la Pașca. Stai să vedem că am văzut că ai ceva în mână. Ia, ce e aici în mână? Ce e în mână? Ia, ce ne-a dus aici? Zi-mă, ce e fierul ăsta? Pompa de injecție UTB 45. Care nu prea... Nu, ăsta e ăla. Arupele astea nu prea mai ai. E, dar aici nu știu ce avea. Uite, așa, exact așa stă pompa la noi. Și aici are două șuruburi și mai ai șurubul ăsta aici. Și mai unul aici. Și ăsta e reglajul de la relantii. Asta e accelerația. Aici ai limita. Două șuruburi. Ia să vedem. Cât se trage de accelerație. Și aici ai axul care îl mărte. Pan. Cu pana. Ce la noi de la UTB noi avem o dată așa. Ăsta curge de aici. Ăsta de ce curge? Ia vezi că se și joc. Are și joc. Deci ăsta trebuie înlocuit. O dată ăla și o dată de aici. Și pe aici curge. Nu, de acolo vine pe aici să prelinge. Zici tu? Da, sigur, nu. Păi și trebuie să scoți o dată asta și să scoți asta. Și arcul ăsta de aici. Nu, ăsta. Sau ăsta de la șoc. Sau de aici curge. Bă, de ce curge, hă? Ăsta e șocul. Nu, ăla care oprești. Păi aia, șocul care oprești. Păi unde curs? Mă știi, păi unde curs? Să tai alimentarea cu motorină, mă. Asta e accelerația, asta e accelerația. Pe unde curs? Nu, pe ce? Nu știu. Asta e problema, că nu știm pe unde curge. Dacă am ști pe unde curge, înțelegi? Păi da, să văzut că curge și. Hai să vedem la aia. Deci noi avem o pompă de injecții, dar asta, care e faza cu aia? Nu merge sau? Îi luăm de la aia, dar nu știu de la aia. Da, care e faza cu pompa asta? Nu... Deci sunt uzate, nu mai bagă presiune. Ce uzat? Sunt uzate aripioarele de la pompa de presiune, de pompa. Are niște elici. Și alea sunt uzate? Da. Și alea nu mai bagă presiune. Și alea nu le-a pot schimba? Nu știu, s-a încercat, nu știu. Nu a desfăcut-o nimeni. Așa, ai cumpărat direct pompă de injecție. Nu ți-a mai bătut capul. Asta nu curăț nimic, ia vezi. Da. Deci aici e garnitura asta, e de freacă ăsta pe ăsta. Asta trebuie schimbată. Luate de ce și pus ăla. Că ăla joacă. Ăsta nu joacă. Aduc e. Nu știu ce vreau. Mi-e decât asta pus așa, aici. O șaibă simplă. Mai o șaibă, ci? Păi aici curge, nu știu ce cauză. Băi, aici e motorină. Dar are joc acolo? Jocul. Da, de aici ce zici? Pe acolo se prelinge, vine în jos și pe acolo picură. De aici. Nu știu, făcut instant arcuri și prostii. Asta nu e bun. Scoate-l afară. Ia, uite, ăsta e uzat aici. E sârma aia. Păi vreau să scot afară, da? Trebuie să îndreia să iasă. Să pun aia la capacul ăla la altă. Da. Așa, da. După ce am schimbat acea clapetă de la șoc de la pompa de injecție, am constatat că de fapt nu curge pe acolo și că curge din alt loc, însă nu am stat să ne mai bate capul și am zis hai totuși să facem și altceva și am zis hai să facem o pornire la dubiță să vedem că și așa n-am mai mers cu ea de asta toamnă și am zis hai să vedem cum pornește și cum se prezintă. Tot acest timp de când am mai umblat cu dubița, noi am recondiționat puțin rezervorul, l-am dat jos, l-am vopsit, l-am curățat, l-am spălat, am schimbat furtunele, am făcut un pic de management și practic avem un sistem nou de alimentare cu motorină și am zis hai să facem o pornire să vedem cum se prezintă toată treaba și dacă pornește și dacă totul este făcut ca la carte. Mamă, ce aici? Ia? Ia că-s curios de o chestie.
Hai, leacă încoa. Hai. Ridică ăsta. Fum iasă. Hai ce fum ieșe. Mamă.